Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Ce ne facem când dolarul pică? Pun întrebarea asta și am să vă rog să răspundeți în comentarii care sunt măsurile voastre de siguranță și ce veți face atunci când turbulențele se vor agrava pentru dolar. Pentru că, în clipa de față, dolarul se îndreaptă cu viteza luminii către hiperinflație. Hiperinflație, v-am mai spus, e acel moment când un kilogram de cartofi va costa 20 de dolari. Hiperinflație este momentul în care BRICS-ul, Shanghai Cooperation și multe alte organizații sau forme de asociere economică la nivel global vor renunța la dolar. În ultimele săptămâni, doi președinți de stat, cel al Keniei și cel din Venezuela, și-au sfătuit cetățenii să renunțe la dolar sau să caute soluții prin care să se protejeze. Eu acum vreau să vorbesc cu cei care poate aveți expunere în dolar și, surpriză mare, cam toți cei care suntem în cripto avem expunere în dolar, pentru că USDT-ul, BUSD-ul, TRUSD-ul, DAI-ul, toate astea sunt corelate cu dolarul. Și întrebarea mea este: ce facem? Pentru că dacă dolarul se devalorizează, și eu nu zic un dolar, valorează un dolar în continuare, dar puterea lui de cumpărare pălește de la zi la alta. Și aici e o problemă. În condițiile în care veți vedea Bitcoin-ul la 40.000, 50.000, 70.000, o să zice: wow, ce tare, a crescut Bitcoin-ul. Nu. S-ar putea să se întâmple fix invers. S-ar putea să scadă foarte tare puterea de cumpărare a dolarului și astfel să vedem Bitcoin-ul acolo. Gândiți-vă, și v-am mai spus aici pe canal, că ce puteai cumpăra cu 19-20.000 de dolari în 2021 sau 2021 la început, 2020 iarna, da? Când Bitcoin a început să crească, acum cumperi cu 30, cel puțin. Dacă vrei să cumperi gen unt, nu, n-ai cum. Trebuie să cum, valorează vreo 45. Și atunci, ce facem? Ce facem când hiperinflația lovește? Pentru că dacă întreaga planetă renunță la petrodolar, da? Dolarul american nu prea mai are valoare, în primul rând, nici pentru american în sine. Iar hiperinflația va genera un val de sărăcie cum nu-și imaginează nimeni acum când avem ChatGPT și ne gândim la mașini zburătoare și la tot felul de chestii. Da? Din punctul meu de vedere, noi ca și societate, ca și oameni, nu prea suntem pregătiți pentru un val uriaș de sărăcie. Voi face în săptămâna ce urmează un episod mai amplu despre chestia asta. Dar acum eu mă refer strict la stablecoin-urile. Întreaga piață cripto se raportează la dolar. Eu mă întreb de ce? Pentru că e clar, adică toți analiștii planetei văd turbulențele, văd hiperinflația. Și dacă dolarul ăsta se devalorizează, automat și BUSD-ul și TRUSD-ul și USDT-ul și toate stablecoin-urile vor fi impactate. De asta vă adresez această întrebare public. Voi ce faceți în situația aceasta? În ce vă țineți banii? Cum vă protejați investițiile? Pentru că suntem un canal de educație cripto și e bine să și comunicăm. Astăzi, mai pe seară, voi avea întâlnire cu 6 dintre voi, cei care sunteți membrii ai canalului Premium. Ne vedem la o cafea. Cu ocazia asta vă spun poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, dragilor. Încep cu Bitcoin pe frame mare, pe weekly, stochastic RSI și RSI sunt bullish. În continuare am rămas în acel bull flag, da, care este vizibil cel mai bine pe 3 zile în clipa de față. Acum pe daily deja asta nu prea mai arată bull flag, dar nu se știe niciodată. El deja aici trebuia să fi rupt. Da? Deci este clar, suntem într-o zonă de așteptare. Pe daily, stochastic RSI și RSI, mie mi se pare că se transformă un pic. Pe 3 zile, e în continuare bullish.
iar pe weekly este în continuare bullish. Nu avem semnale puternice că va începe o corecție și de asta mă aștept să testăm 30.000 cât de curând. Nu este neapărat să se întâmple. Dragilor, dacă vreți să învățați să tranzacționați, nu uitați cursul educațional de tranzacționare cripto și nu numai, puteți învăța să tranzacționați foarte multe lucruri, cum ar fi aur, care a ajuns la valori istorice din nou, puteți tranzacționa petrol, ce vreți voi. Dar, în principal, cripto. Este un curs de 4 ore pe care îl puteți viziona ori de câte ori vreți voi, iar dacă vreți informații extra, analiză detaliată pentru foarte multe monede, pentru piață, pentru economie, vreți să știți ce poziții iau eu săptămânal, vă invit să deveniți membri premium ai comunității de pe YouTube, acest buton de join, și în fiecare săptămână aveți câte un episod premium. Abia aștept să ne revedem luni, iar astăzi mă văd cu voi cei din această comunitate la o cafea. Dragilor, vă doresc o zi interesantă, aveți grijă de voi, toate cele bune!